Unele publicații cernăuțene au ieșit pe prima pagină cu titlurile Dictaturii nu, nu recunoaștem legile anticonstituționale. Jurnaliștii sunt împotriva dictaturii. În acest mod, jurnaliștii se pronunță împotriva legilor adoptate la 16 ianuarie, care sunt numite antidemocratice. Astfel, jurnaliștii cernăuțeni au aderat la acțiunile panucrăinene. Acesta este doar primul pas. Planificăm să desfășurăm asemenea acțiuni permanent, până ce nu vor fi suspendate aceste legi. Ele le închid gura nu numai jurnaliștilor, dar și oamenilor simpli, cărora li se ia dreptul de a primi informații care exprimă adevărul. În principiu, este o luptă împotriva interzicerii profesiei și firește împotriva legilor din 16 ianuarie, care nu conțin o rațiune sănătoasă și nici una logică. Aceasta înseamnă a interzice definitiv libertate de exprimare. Un vânzător de la chioșcul cu ziare povestește că oamenii au o atitudine calmă față de asemenea acte de protest. Nimeni nimic nu spune, cumpără ziare și atât. I-am întrebat pe oameni care citesc ziare dacă, în opinia lor, asemenea acțiuni de protest se vor încununa de succes. Merită. Lasă oamenii să știe. Părerea mea e că ei procedează drept. Am auzit că Rada Supremă a adoptat și legi bune și legi rele, ca de obicei. Ziariștii cernăuțeni au dat asigurări că până nu vor fi anulate legile din 16 ianuarie, șpalturile lor vor arăta astfel.